Corcodilul cu gât negru este o mică pasăre acvatică care apare ca un ghemotoc negru pe suprafața valurilor, dispărând câteodată în apă și ieșind la distanță considerabilă de la locul scufundării. Numele și-a luat după gâtul său negru, dar și restul corpului pare întunecat, cu excepția părții ventrale, care este de un alb strălucitor. Pe cap, în timpul perioadei de reproducere, are două smocuri de pene în formă de urechiușe de culoarea galben-portocaliu. Ciocul este puțin încovoiat în sus, care îi dă un aspect cărn. Corcodelul gât negru de regulă trăiește în apele salmastre, unde își găsește hrana sa preferată. Răcușori mici, insecte acvatice, viermi, larve de insecte, câteodată și peștișori mici până la 3 cm. Este o pasăre migratoare care pleacă în octombrie și se întoarce la mijlocul lui septembrie. Din ultima perioadă, cercetările dovedesc faptul că o parte, cel puțin din corcodeii gât negru de la noi, își petrec iarna în Spania, având regăsiri de inele spaniole cu care păsările s-au întors la locurile lor de cuibărit. Corcodelul își face cuibul de regulă în apropierea altor păsări coloniale, cum ar fi pescărușii și echirele de baltă, fiindcă prezența acestor păsări foarte vigilente și chiar agresive îi asigură o protecție anumită. Nu constituie obiectul vânătorii, dar poate să fie capturat involuntar în plasele pescărești și înecat fără niciun rost. Este sub protecția legislației cinegetice și a unei serii întregi de convenții internaționale. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.